Bine am găsit. Bine ați plecat, doamna Eugenie? Da, eu sunt. Uitați-vă cu acest prilej frumos, cu Ziua Internațională a Femeilor. Vreau să vă bucurăm această zi frumoasă. Și în primul rând, vreau să am acest buchet de lalele. Așa, sunt simbolul primăverii. Băutura ca să serviți acest eveniment important, să spune. Iar pentru plătuți, acesta o să zică, da? Da, este pentru tine. Dar spuneți-mi cea mai important, de la cine credeți că poate să vină aceste surprize? Deci mai spune? Nu știu, nu. Mai bine nu, da, nu presupun. Dar bine, măcar să presupuneți așa, pe un departe. Nu, bine, am două variante. Sau soțul sau finii. Unul din ei, da? Da, exact. Este partea finilor dumneavoastră. Care vă transmite și un mesaj de felicitare. Scumpă noastră nașă, să-ți aducem cele mai sincere și calde felicitări cu ocazia zilei de 8 martie. Fie ca soarele de primăvară să-ți fie zâmbetul și sufletul. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătate, fericire să te însoțească mereu. Îți dorim un 8 martie special alături de frumoasa ta familie. Cu mult drag, Fini Ion și Cătălina. Mulțumesc frumos, poți să trăiesc pe tine să da, sigur mi-a plăcut. Dragi finișori, vă mulțumesc foarte mult pentru surpriză. Într-adevăr, a fost o surpriză neașteptată. Vă așteptăm cu mult drag acasă, veniți în ospeție. Vă așteptăm să vă sărutăm pentru dăruțurile date, să vă cuprindem, să vă spunem o vorbă bună. Și multă sănătate vouă, multă putere și încă o dată să vă vedem cu bine acasă. Mersi frumos! Frumos!